Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Să suntem pe obiceiuri de consum. Am vorbit de banane, trecem la tămâie. Nu poți inventa România, am mai zis. Deci subprefectul PSD al Vaslui, domnul Mircea Gologan, tămâiază în fiecare dimineață când vine la birou Palatul Administrativ al Județului, de când baronul PSD Dumitru Buzatu a fost prins în flagrant, luând șpagă 1,2 milioane de lei. Domnul Gologan, fost comisar de gardă financiară altfel, pare să-i considere diavoli pe procurorii anticorupție. Publicația Vremea Nouă scrie despre asta, aș vrea să citez... Zic așa, Gologan vrea astfel să se asigure că îi ține pe procurorii anticorupție departe de biroul său, considerând că tămâia bisericească are efect garantat împotriva diavolilor de la DNA, care nu lasă un biet creștin să ia o șpagă cinstită. Cum spuneam, a comentat, comentează malițios jurnaliștii de la publicația locală Vremea Nouă. Eu credeam că tămâiază ca să nu vină ispita. Și băi, și asta m-am gândit. Da, că la asta m-am gândit, băi, dă Doamne să nu vină ispita, știi? Să nu vină cineva cu bani la mine, să... Bă, habar n-am. Că, dacă vine ispita, nu pot să rezist, da, asta nu, e. Băi, nu știi. Da, nu bagi până în foc pentru nimeni până la urmă, știi? Bă, eu la asta mă gândeam, nu că să-i țină pe aia departe ca să-și facă el... Vă imaginați ce era. Iată ce declară domnul subprefect Mircea Gologan. Citez. Am observat că de când tămâiez holul, niște persoane nu mai trec prin acel loc și astfel nu mai ajung la mine în birou. De ce? Habar n-am, dar eu mă bucur și am decis să tămâiez locul mai des ca Dumnezeu să mă ferească de dușmani. Îi merge capul. Vă rog să vă imaginați, ăsta este statul român, bă, băiatule, îți explodează creierul. Pe cuvântul meu de onoare, suntem în 2023. Reprezentantul guvernului în teritoriu tămâiază sediul local al guvernului, că asta este prefectura, o tămâiază. Vine cum să se cheamă, mă, fructul ăla de, uite că nu vine acum, de miroase urât? Durian. Durian, durian, așa. Da. Nu mai bine pune niște durian pe acolo? Da, da, ăla atrage cine știe ce. Crezi că atrage? Eu la cum miroase nu cred că atrage pe nimeni. Știi? E mai simplu. Înțelegi? Și îndepărtează decât să dea cu tămâie. Vine subprefectul cu tămâie, mă, și ca să nu vină diavolii, înțelegi, în Palatul Administrativ, în prefectură, mă, băiatule, Guvernul României. Dar ți-l imaginezi în fiecare zi care e o procedură deja. Da. Adică se merge pe proceduri. Pare oricum ceva tradiție la Vaslui, pentru că șefa de cabinet al lui Buzatu ținea... Buzatu fiind cel reținut. Buzatu, da, ăla reținut... Ce, baronul roșu. Tot jurnaliștii de la Vremea Nouă știu că doamna ținea, citesc, tot timpul canoane dure și se ruga în continuu pentru ca dușmanii șefului să piară. Deci nu a avut... Cred că n-a pupat moaștele corecte. Da. Ori în dimineața aia a uitat procedura. Sau da, a pupat ce trebuia. S-a întâmplat ceva. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.